Cine a făcut drumuri? Cine și-a făcut? Care ești acolo? Edelweiss, care cu nu știu ce acolo de la... Ne-am uitat la tot și-a făcut și-a făcut și-a să fac mai departe. Te rog, ai fost astăzi să votezi? Nu. Dar o să te duci? Nu. Nu o să te duci la vot? De ce? Pentru că... Cred că o să fie bine și fără votul meu. Nu am fost de atâta că... Adică n-am putut să mă deplasez acasă. Tot timpul este de unde să alegi, de ce nu? Deci noi alegem de ce aici suntem noi. Soția la un domn decedat, a văzut pe soțul ei că a votat și cred că n-are rost votul meu. Că dacă tot or să fac cum vor ei. Mult promit, puțin fac. Nu o să facem o revoluție, nu poate după asta. Tot ce se face, tot ce se petrece, se vede pe parcursul mandatului. Cred că așa e normal. La vot încă n-am fost, lucrăm, zi plină de lucru și după lucru ne ducem la vot, să depunem un vot, să vedem, să alegem. Va fi bine ori nu pentru țară, să vedem. Satisfăcut cine am ales. Viitorul nostru, pentru viitorul la copii și pentru un stat liber. Am votat pentru ceva frumos, pentru un viitor prosper și bun. Să fie bine în țară. Să bine în țară să fie. Să nu se svădească în parlament. Viitor mai bun, mai frumos, mai cu locuri de lucru, mai... Așa. În primul rând, sistemul de învățământ medical și cel cultural. Sunteți studentă? Da. Să facă ceva pentru tineretul care învață, depune mult efort și învață, dar nu au unde lucra în țara noastră. Pensia ridică, parcă, dar... Prețurile cresc în trăit. Prețurile așa... În trăit, nu în doit. Cum pasă și decât să stai acasă, cu ideea că oricum nu se schimbă nimic, așa de asta degradează tot. Și cum o să faci? O să ajungeți acolo la vârf? Hai, acolo, de mă să mă uce să citesc care, câte, ce număr, care e listă, ce de mă acolo de mă să mă dice, dar parcă știu cine eu să aleg, da?